Cazurile de COVID-19 cresc alarmant în Mehedinți și odată cu acestea crește și rata incidenței. Trei localități sunt în scenariu roșu, iar municipiul Drobeta, Turnu Severin, se află la un pas de acesta. 9.112 mehedințeni au fost confirmați cu COVID-19 de la începutul pandemiei și până în prezent. 97 de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. În acest moment, 145 de persoane sunt internate în secțiile COVID, iar 453 sunt testate pozitiv, izolate la domiciliu asimptomatice. Rata de infectare în Drobeta, Turnu Severin a ajuns la 2,21 la 1000 de locuitori. Acest lucru este îngrijorător, ținând cont de faptul că municipiul riscă să intre în scenariul roșu. Totodată, în ultimele 24 de ore au fost depistate alte 97 de cazuri de infectare cu COVID-19 la nivelul județului. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 22 septembrie, este următoarea. 873 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 20 persoane se află în carantină instituționalizată. 453 persoane se află izolate la domiciliu asimptomatice și 145 persoane se află internate în spitale por COVID din județ. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 97 de persoane și a fost declarat un deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,54. Situația localităților cu rata incidenței peste 2 în județ este de... avem 9 localități cu rata incidenței peste 2, adică în scenariu galben, și 3 localități în scenariu roșu, unde rata incidenței este peste 3. Acestea sunt Obârșia de Câmp, cu o rata incidenței de 3,31, cu 7 persoane infectate, Pădina, cu o rata incidenței de 3,44, cu 4 persoane infectate, și Breznița Motru, cu 3,95 rata incidenței, cu 5 persoane infectate în localitate. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în Mehedinți este de 1,54. La nivelul județului, 8 localități se află în scenariul galben, iar 3 în scenariul roșu.